mic oraș din România a reușit să atragă fonduri europene în valoare de peste 300 de milioane de euro și în câțiva ani își va schimba fața în așa fel încât va arăta ca micile orașe cochete din Elveția. Turda este în momentul de față singurul oraș din România care a reușit să atragă finanțări europene pentru proiecte de anvergură. Planul de mobilitate urbană sau reamenajarea obiectivelor turistice din zonă sunt doar două exemple de proiecte care în câțiva ani vor fi pol de interes pentru un milion de turiști anual. Cum reușesc autoritățile din zonă să atragă fonduri europene pentru orice proiect care ține de dezvoltarea orașului? E simplu, spune primarul Turzii. E vorba de implicare și muncă în echipă. Iată cum arată acum centrul municipiului Turda și cum va arăta peste 3-4 ani. Până în acest moment, la proiectele care le știm și care sunt fie avizată finanțarea, fie semnată, fie în evaluare, fie se vor semna în imediată perspectivă, sunt peste 300 milioane de euro. Și cum vă spuneam, avem noi proiecte în lucru de valori mari și pe care nu le vom lăsa să piară, fiindcă suntem foarte determinați ca Turda să arate în foarte scurt timp ceea ce ne dorim, total schimbată, și aș dori ca toți cetățenii să fie mulțumiți, să aibă confortul necesar, atât din punct de vedere al curățeniei municipiului, cât și din punct de vedere al transportului, cât și din punct de vedere al tramei stradale și, și din punct de vedere al culturii, fiindcă nu v-am spus din punct de vedere cultural, o să renovăm fosta judecătorie și va deveni Palatul Cultural al Turzii. Atunci când a făcut împreună cu echipa sa planul pentru cum va arăta Turda, edilul nu a avut în minte comparația cu alte orașe și spune că nici prin cap nu i-a trecut că proiecte ca ale sale nu se regăsesc în București sau în alte orașe mari ale țării, precum Clujul, Timișoara sau Brașovul. Eu nu-mi doresc să mă compar cu niciun oraș, se spune despre Turda că este cel mai mare municipiu din România care nu este capitală de județ. Avem foarte multe solicitări de relocare a unor fabrici, chiar persoane, chiar familii din zona ecometropolitană Cluj spre zona noastră. Eu am spus un singur lucru. Mi-ar place, datorită și faptului că suntem lângă o zonă turistică extraordinară, munții Apuseni, care sunt comparabili cu traseele din Elveția, mi-aș dori ca Turda să fie un oraș de reședință acestei zone minunate pe care avem aici în munte și să fie un oraș oraș elvețian. Lucrările la proiectele mari care vor schimba fața orașului au început deja, iar anul viitor vor începe lucrările și pentru un proiect sportiv. O sală polivalentă care va veni în completarea unor parcuri sportive și a unui bazin de înot, ce vor fi amenajate cu banii guvernamentali și europeni.